Vă salut! Astăzi o să fac un scurt clip despre jenți și curățarea jenților de aluminiu. Ies bine, zic eu. Asta e jantă gata curățită. Și vin pe partea asta la alta, unde încă nu m-am apucat. Se vede mizeria de plinire de acolo înăuntru, care mai ales le vreau să le elimin între spițele alea mici. Și asta o să fac. Am de la Lidl chestia asta. Nici nu știu cât a fost, 12 lei parcă. Și peria asta tot de la ei, parcă, sau de la Kao, nici nu mai știu, 7-8 lei. Și fricare. Asta mică încape acolo și cu asta mai are până gură mai mare. Se zice că se lasă să acționeze 2 minute, scrie pe spate niște instrucțiuni. Și frecare. Până dai o dată pe tură, se duce. Furtunul cu un pic de apă, după aia limpezit, îți văzut cum rămâi. Toată spuma asta vine jos. Mai rămâne așa un pic. Mizeria asta o să vină imediat când spălă mașina. Toată partea asta vine jos. Se usucă repede, dă de vreo două ori cu ăsta, dar se usucă destul de repede. Pot da mai tare, nu pot cu mâna, nu pot. Nu arată ca nouă din fabrică, dar nu e o îmbunătățire față de cum era. Mai rămân acolo mici. Uite, astea are. Aș mai putea încerca să le fred aici, nu știu. Nici mai e loc să fred bine. Mai merge acolo dacă nu insiști. Oricum, îmbunătățire față de cum era înainte. Mai rămâne așa cum ar fi urmele astea, dar ăsta e mai pur și simplu o scas cu mai așa, rămâne așa. Vine cu degetul. Ia mulțumit. Am trecut la roata din spate. Mai vreau să menționez un lucru. Toată mizeria asta, am fricat-o aici, deja acum urmeam să-i dau cu apă. E cel puțin un an și ceva. Ia mașina de un an și două. M-am udat. Ia mașina de un an și două luni. Și nu am făcut asta până acum, lucrarea asta. Deci, toată mizeria asta de ferodou ăsta de la frâne. E de un an și două luni, cel puțin, poate mai mult. De atunci am eu și asta nu s-a făcut de atunci. Deci, liniștit, eu zic că dată la câteva luni, la un an, se poate face asta. Și e diferență, arată un pic altfel, e o detalii care nimeni nu poate nu le bagă în seamă. Da, schimbă un pic cum arată. Dăm apă din plin ca să meargă jos soluția aia, că știu ce soluție, cum afectează cauciucul, nu-i bună probabil. Mai arunce și pe cauciuc, că n-ai cum să dai numai pe jantă fără să arunca pe cauciuc. Și asta e operațiunea de astăzi. Bine. O să vedeți și, cum ziceam, comparația înainte și după. Și bună treabă să vedeți. Față de cum a fost oricum, mult mai curat, mai fain. Și cam asta, clipul de astăzi. Știu că sunt atelier de detailing care fac asta. Dar pentru
20 de lei cât îi dai pe una de asta, asta ajunge mult timp, că e plin aproape, puțin pui. Dai 20 de lei, îți ajunge câțiva ani, să zici faci asta odată la 6 luni. Și cam asta, păi, o la treabă să vezi, dacă vă apucați. Dacă nu, v-am ajuns.